Preacucernici părinți, drept slăvitori creștini. Ne aflăm astăzi în Duminica 16-a după Rusalii. Toți am luat aminte la momentul potrivit al Sfintei Liturghii că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 25, versetele 14 până la 30, în care ni se vorbește despre pilda talanților. Pericopa evanghelică de astăzi este una dintre cele mai frumoase și profunde pericope evanghelice sau pasaj evanghelic, pentru că aici noi, slujitorii stăpânului, ne întâlnim aievea cu El. Noi ne întâlnim cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și cu toată Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și ne socotim noi ca slujitori ai Lui, Dumnezeu ce suntem, cu darurile ce ne-au fost date de El. Din această pericopă evanghelică, atât de profundă și de frumoasă, de superbă, vedem cum viața noastră pământească și vremelnică pendulează, se mișcă între dragostea, bunătatea și generozitatea lui Dumnezeu și între dreptatea, corectitudinea sau onestitatea Lui. Între prima sa venire, venirea cea din tâi, când ne-a adus nouă daruri peste daruri, har peste har, ne-a adus nouă darul vieții, celei pământești și vremelnice, dar mai ales ne-a adus darul vieții celei cerești și veșnice, ne-a adus nouă tuturor șansa, ori darul mântuirii, a sfințirii, desăvârșirii și înveșnicirii noastre cu El în comuniunea cea sfântă. Ne-a adus nouă darul iertării, darul răscumpărării și al reabilitării și atâtea multe alte diverse daruri. Aceasta la venirea cea din tâi. Iar la cea de-a doua sa venire, El, Cel care la venirea cea din tâi a venit chip de rob luând și nevoindu-se și jertfindu-se pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire până la moartea sa pe cruce, când El personal s-a oferit nouă, nu doar că ne-a dăruit diferite daruri, ci a venit și s-a oferit El în stare de jertfă și o face așa la fiecare sfântă și dumnezească liturghie. Aceasta la venirea cea din tâi. Iar la cea de-a doua venire va veni în slavă Dumnezeu Stăpânul și Judecătorul. Stăpânul la toate și Judecătorul la toată făptura și mai ales a noastră, a oamenilor. Când se va socoti cu noi și ne va cere socoteală pentru darurile ce le-am primit de la El, ce am făcut cu ele, dacă le-am cultivat, dacă le-am înmulțit, dacă le-am păstrat, dacă le-am îngropat, dacă le-am împărtășit și altora în lucrarea noastră continuă, împărțindu-ne și jertfindu-ne pentru binele celorlalți, pentru înțelepțirea lor, pentru luminarea lor, pentru curățirea lor și așa mai departe, sau lenevindu-ne am ascuns talentul primit de la Dumnezeu și am stat așa într-un egoism și într-o indiferență și într-o nesimțire, într-o îndepărtare și înstrăinare de Dumnezeu. Așa se mișcă viața noastră. Între venirea Lui cea din tâi și venirea Lui cea de-a doua. Între jertfa Lui și darurile pe care El le-a dat și le împarte, continuu, neîncetat și neîntrerupt nouă oamenilor, slujitorii și urmașii Săi sau ucenicii Săi, și apoi între judecata ce va veni și unde ne vom găsi și regăsi noi fiecare,
toți la oaltă și fiecare în parte. Bine știind că după faptă și răsplată, vedem bine că încă de pe această, de pe acest pământ, din această viață vremelnică, pământească pe care noi o trăim aici, primim diferite daruri, ne bucurăm și ne împărtășim de ele, dar toate aceste daruri implică și multă responsabilitate din partea noastră. Să fim profunzi, nu superficiali, să fim asumați, să fim serioși, să fim responsabili și astfel să punem în lucrare toate darurile de care noi ne bucurăm. Că nimic, iubiți credincioși, nu este al nostru și nu este de la noi. Tot ce avem și tot ce suntem, suntem așa de la Dumnezeu. Și apoi suntem produsul sau rezultatul viețuirii noastre pe acest pământ, lucrând Dumnezeu prin oamenii de lângă noi, seminii și frații noștri, prin părinții noștri, prin învățătorii noștri și astfel contribuind toți în mod substanțial, consistent, la împlinirea și desăvârșirea sau maturizarea noastră. Nimic, iubiți credincioși, nu este al nostru. Bine vedeți cu toții și bine vedem cu toții că într-o clipă putem pierde totul, absolut totul. De aceea trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să nu pierdem mântuirea, să nu pierdem bucuria în veșnicirii cu El, intrării în comuniune cu El, adică altfel spus să nu ne pierdem sufletul, că cele materiale de aici, de pe pământ, odată se fac ca fumul, ca para la, ca ceara la pala focului, să topesc toate. Multe cum au venit, așa și pleacă, sau pur și simplu așa se duc de parcă nici n-ar fi fost. Și atunci rămânem cu ceea ce înmulțim noi din talanții, ori din darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, felul în care ni le punem noi în lucrare. Probabil unora a dat darul bunătății, al răbdării, al îngăduinței și al milei și îl pot pune în lucrare prin milostenie, prin îngăduință, prin înțelegere, prin capacitatea de a-l asculta pe celălalt. Mare dar, mai ales în vremurile acestea, ale desacralizării, secularizării și digitalizării, când nimeni nu are răbdare și nu are timp de nimeni și de nimic. Altora a dat darul rugăciunii și aceia sunt chemați și îndemnați să se roage pentru ei și pentru tot poporul cel binecredincios, oropsit și năpăstuit. Să se roage lui Dumnezeu pentru cei care cad, pentru cei care nu au puterea să se mai ridice, pentru cei care rătăcesc pe diferite căi, pentru cei care se află într-o dezorientare și într-o angoasă, într-o ceață, într-o nesimțire sufletească, într-o înstrăinare sau îndepărtare de Dumnezeu. Alții au darul învățării celorlalți. Toți învățătorii, dascăli, profesorii noștri au darul acesta de la Dumnezeu. Suntem chemați a ne ruga pentru ei cu recunoștință, iar ei sunt chemați aș înmulți acest talent și dar până la sfârșitul vieților. Alții au darul facerii de fapte bune, al filantropiei, al milosteniei, cu care își pot lucra ei mântuirea și ce frumos dar este. Să nu fii egoist, să nu fii indiferent, să nu fii nesimțitor la necazul sau supărarea ori strâmtorarea celui de lângă tine, al semenului și al fratelui tău. Va să zic că fiecare avem daruri, Dumnezeu le-a împărțit. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1. Celui ce i-a dat mult, mult i se va cere. Și celui ce i s-a încredințat mult, mult i se va cere. De aceea noi, cei cu 2 talanți sau alții cu 1, nu trebuie să fim invidioși pe cei cu 5. Pentru că aceia, în dreptul lor, au mai mult de dat, au mai mari responsabilități și mai multe ascultări sau lucruri de împlinit și de săvârșit.
Însă fiecare la măsura puterilor noastre și a darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu să le punem pe ele în lucrare. Altfel ne transformăm și noi, iubiți credincioși, în niște roboți. De parcă ai apăsat pe 2-3 butoane, ai lucrat de la o telecomandă, după cum unii ar vrea să ne manipuleze așa cu o simplă telecomandă, să ne sucească mințile și gata. Să activăm sau să reacționăm, să reacționăm doar la impulsul și comanda respectivă. Asta înseamnă deja dezumanizare. Noi suntem chemați și îndemnați, având această șansă, mare șansă, de a ne îndumnezei, de a ne înveșnici, nu de a ne dezumaniza sau ferească Dumnezeu de a ne îndobitoci sau chiar îndrăci. Dar pentru asta înseamnă că trebuie să fim atenți cu darurile primite și să le punem în lucrare. Să nu rămânem așa, să ne prevalăm de faptul că Dumnezeu este stăpânul, este drept. Și să ne temem și noi precum cel de-al treilea slujitor: Doamne, știu că ești drept, că seceri unde n-ai semănat și cadun de unde n-ai vânturat. De aceea, temându-mă, am ascuns, am pus bine talentul tău ca acum să ți-l dau înapoi, fără a-l pune în lucrare. Această frică este de la diavolul, iubiți credincioși. Singura frică sau teamă pe care noi oamenii trebuie să o avem este teama de Dumnezeu, care este început al înțelepciunii, spune psalmistul David. Restul fricilor nu sunt de la Dumnezeu și nu sunt folositoare sau constructive. Vedeți cum ni se întâmplă de multe ori. Când, precum odinioară al treilea slujitor, când primim darul, îl relativizăm și nu-l punem în lucrare. Și ne punem darul în lucrare, inevitabil cădem în păcat, în îndepărtarea și în înstrăinarea noastră de Dumnezeu. După aceea ne este rușine. La scaunul spovedaniei ne este jenă, ne este rușine să mărturisim păcatele săvârșite, pe care înainte le relativizam, crezând că nu sunt păcate sau că nu sunt atât de grave, iar apoi, conștientizând gravitatea păcatului pe care l-am săvârșit, ne vine teama, care este de la diavol. Ori noi trebuie să fim oameni cu curaj. Primul slujitor și cel de-al doilea, imediat ce au primit darurile lor și le-au pus în lucrare. Și ați văzut ce frumos îi răsplătește stăpânul. Vino, bună credincioasă, slugă bună și credincioasă, că peste puține ai fost pusă, peste multe te voi așeza. Intră într-o bucuria Domnului tău, adică în împărăția lui Dumnezeu. La fel și celui de-al doilea. Iar de la al treilea s-a luat talentul și s-a dat celui ce avea 10. Celui ce înmulțise, având 5, a mai pus 5. Și iată, a ajuns la 11. De ce? Ca să ne arate Dumnezeu că dacă ne batem joc de darurile pe care El ni le-a dat, Duhul lui Dumnezeu se îndepărtează de noi. De la noi. Pleacă de la noi. Și ne lasă Dumnezeu singuri. Dacă noi îl abandonăm pe El, îl părăsim pe El, la un moment dat, dreptatea lui Dumnezeu intervine și Duhul lui Dumnezeu pleacă și ne simțim apoi atât de epuizați și de secătuiți și de abandonați sau de părăsiți. Pentru că dacă îl avem pe Dumnezeu în noi și cu noi avem totul, fără să avem nimic poate aici pe pământ. Dar însă dacă nu l-avem pe Dumnezeu, putem să le avem pe toate, că de fapt suntem nimic și nu avem de fapt nimic. Și atunci, în disperarea noastră, ca niște copii părăsiți de părinții noștri, începem să strigăm: Doamne, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? De ce? Pentru că nu m-ai ascultat. Pentru că n-ai împlinit darurile, n-ai desăvârșit și n-ai lucrat darurile pe care eu ți le-am dăruit. Pentru că ai nesăcotit oferta, darul pe care eu ți l-am adus prin însăși persoana mea, venind și jertfindu-mă și oferindu-mă eu personal pentru tine.
Și tu ai desconsiderat acest lucru ori de câte ori venind eu la Sfânta Liturghie, în Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie, tu n-ai fost acolo să te întâlnești cu mine. Atunci, de fiecare dată, în asemenea situație, ai nesocotit darul meu. Și atunci, până la urmă, îți respect libertatea. Și dacă nu vrei să te bucuri și să te împărtășești de darurile dăruite de mine, ție, oferite de mine, ție, și mai mult să le cultivi și să le înmulțești, voi lua de la tine darul pe care ți l-am dat și îl voi da celui care are evlavie și râvnă și dragoste și este un om serios și conștiincios, asumat și responsabil și împlinește toată lucrarea și desăvârșește toate darurile pe care eu i le-am dăruit. Lucrând cu oamenii, cu semenii, ajutându-i, rugându-ne pentru ei, fiindu-le aproape, ascultându-i, purtându-i în rugăciunile noastre după îndemnul lui Hristos, purtați-vă sarcinile unii altora, ca astfel să vi le ia pe toate Hristos. Căci jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Deci, iubiți credincioși, în concluzie, să nu dormim pe ureche că Dumnezeu e bun și atât. Cred că Dumnezeu are și El o minimă pretenție de la noi. Voi vorbi poate puțin vulgar, dar cred că zice în felul următor, ca să fiu bineînțeles. Dragilor, nu mă luați de fraier. Nu-L poți minți pe Dumnezeu. Ați văzut cât de mult s-a întristat când a venit cel de-al treilea slujitor. S-a mâhnit. S-a întristat și s-a mâhnit. De câte ori nu-L întristăm și nu-L mâhnim și noi. De fiecare dată când îl desconsiderăm, când uzăm și abuzăm de bunătatea Lui, când ne prevalăm scuzându-ne și eschivându-ne, că nu știm, că nu putem, că în sus, că în jos, că la deal, că la vale. Toate aceste pretexte sunt niște motive false. Și atunci El se întristează și se mâhnește. Pentru că El a venit înspre noi cu toată dragostea. Și noi îi întoarcem spatele. Poate că ni s-a întâmplat și nouă în viața noastră să fim față de cineva la un moment dat extrem de deschiși, de dispuși, de disponibili. Și la un moment dat celălalt să ne dezamăgească. Să ne întoarcă spatele și să nu înțeleagă, să nu recepționeze, să nu perceapă corect mesajul și dragostea noastră. Și sunt convins că în asemenea momente, oricare dintre noi am fost extrem de triști, de mâhniți. Când copiii nu-i ascultă pe părinți și săracii orbecăie și cad dintr-o greșeală în alta, îl mai auzi pe câte un părinte spunând, păi, dar nu ți-am spus. N-am vorbit cu tine, dar ce-am vorbit noi? Exact pe dos ai făcut de cum am stabilit sau de cum am vorbit sau de cum te-am sfătuit eu. Păi omule, eu îți vreau răul. Nu mă asculți pe mine ca părinte al tău când eu îți vreau binele, doar binele. Așa ni se întâmplă și în raport cu Dumnezeu. Și atunci cădem și ajungem la cădere și chiar la decădere, la boală, la păcat și la patimă. Acum, sigur, nu trebuie să rămânem cramponați doar în dreptatea lui Dumnezeu, temându-ne de aici încolo, pe dacă este așa, să spunem ca odinioară Sfântul Apostol Petru lui Hristos Domnul. Doamne, pe dacă este așa, cine are? Cine poate să se mântuiască? Dacă mai greu este unui bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu, mai ușor ar fi cămilei, adică odgonului, funii, să intre în urechi, prin urechile acului decât bogatului în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Sfântul Petru îl întreabă, păi dacă e așa, cine mai are o șansă sau posibilitatea să se mântuiască? Și ce spune Mântuitorul? Cele ce sunt cu neputință oamenilor sunt cu putință la Dumnezeu.
Cele ce sunt cu neputință nouă neputincioșilor oameni, Dumnezeu pe cei slabi întărește, pe cei căzuți ridică, pe cei descurajați îmbărbătează, pe cei neputincioși îi încurajează, pe cei amărâți, necăjiți îi bucură. El din cele slabe face tari, din cele căzute le înalță, din cele abandonate și deteriorate sau erodate de noi le întărește, le îndreptează, le curăță, le reabilitează, le răscumpără. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeul cel adevărat, prea veșnic și înalt. Ziditorul la toată făptura, stăpânul la toată lumea, a toate cele ce se văd și a cele ce nu se văd, a cerului și a pământului. În acesta noi să ne credințăm, Lui să ne predăm, în El să ne încurajăm și să ne îmbărbătăm, în El să ne ridicăm și să ne reabilităm, în Dumnezeul bunătății, dar și al dreptății. Că bine vedem și bine știm că până să fie Dumnezeul dreptății, este Dumnezeul șansei. De câte ori Dumnezeu nu ne dă și a doua, și a treia, și a patra șansă la fiecare sfântă spovedanie, când prin rugăciunea și binecuvântarea ori dezlegarea părintelui nostru duhovnic sau duhovnicesc, lasă nouă toate păcatele, dezleagă și ridică de la noi toată apăsarea, toată greutatea, tot necazul, toată neputința, toată boala, toată slăbiciunea sau toată vulnerabilitatea noastră. Acesta este Dumnezeul în care noi ne punem nădejdea, fără a-L trata cu superficialitate, fără a-L trata cu oarecare aroganță sau ignoranță sau indiferență, unii poate chiar și malițiozitate. Dumnezeu, lasă, cu popii, cu Dumnezeu, biserica, până la El, mai e. Nu așa. Pentru că Dumnezeu încă din viața aceasta sau în viața aceasta intervine ca Dumnezeu pedagogic al judecății spre îndreptarea, sfințirea și mântuirea sau desăvârșirea noastră. Totdeauna, acum și pururea.